Bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase, și aici pe TikTok, la Camelia. Astăzi vom face un puternic unguent cu hrean. Ia uitați, cu rădăcină de hrean și cu ulei de eucalipt. 100% pur, deci un... Și vom avea nevoie de hrean dat prin răzătoare, 200 de grame. Deci hrean proaspăt, curățat și dat prin răzătoare. Sau eu l-am dat prin mașina de carne. Așa că să nu vă usture ochișorii. Apoi vom avea nevoie de o sticluță de ulei de eucalipt. Aceasta are 10, vedeți? Se vede 10 ml. Așa. Și de circa 30-40 de grame de ceară. Ceara o adăugăm treptat până obținem consistența unguentului, deci mai subțire sau mai gros. Și vom adăuga și 300 de ulei de măsline, da? Extra virgin. Și aici am un tifon unde o să strecurăm. Vedeți? Un tifon sterilizat. Așa. Și vom pune hreanul nostru într-un vas cu uleiul pe foc. Deci totul se întâmplă cu o zi înainte. Da? Eu am pregătit ieri și lăsăm, după ce începe să fiarbă apa, lăsăm circa 20-30 de minute. Deci am pus în două oale, o oală cu apă și într-o oliță am pus hreanul cu uleiul. Și l-am ținut 20 de minute după ce a început să fiarbă apa. Am lăsat peste noapte, am acoperit și să vă arăt rezultatul. Și astăzi am reîncălzit. Imediat aduc. Așa. Și aici avem rezultatul nostru. Ia uitați. Hreanul nostru este pus într-o oală cu apă și am pus hreanul cu uleiul într-o altă oliță. Am reîncălzit astăzi din nou. Acum îl vom strecura prin tifon și vom adăuga ceara de albine și uleiul de eucalipt. Aveți grijă când cumpărați acest ulei, de unde îl cumpărați. Eu l-am luat din farmacie. Dacă îl luați în altă parte, e posibil să nu fie același lucru. Deci este ulei esențial pur, 100% pur de eucalipt din farmacie. Așa. Și aici avem, ia uitați, hreanul nostru ținut peste noapte. Așa. Și acum am să-l strecor, am să-l scot de aici. Am să-mi scot tifonul. Vedeți, tifonul desfacem și îl punem în două. Și apoi o să strecurăm. Am să dau mai în spate. Să strecurăm. Să scoatem tot uleiul nostru de hrean. Deci asta să facem doar din hrean, din rădăcină. Așa, și acum tăiem tifonul nostru de aici. Așa. Și vom scoate din hreanul nostru. Și apoi îl vom pune din nou pe baie de abur. Așa. Și punem așa aici. Am să dau mai deoparte olița noastră. Și strângem aici capetele și scoatem. Așa. Și strângem uleiul nostru. Se vede, nu? Așa. Și strângem bine, 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 bine totul. Așa.
până scoatem tot uleiul din hrean. Așa, dacă mai e nevoie, mai adăugăm tifon. Strângem așa bine, bine. Este fierbinte. Așa, să punem și aici. Și să punem alt tifon, vedeți? Și strângem, strângem așa bine, să scoatem tot uleiul. Deci toată esența din hrean. Așa. Apoi vom pune înapoi în olița noastră uleiul și vom prepara unguentul nostru. Așa. Dăm deoparte. Acum punem din nou tifon. Îl punem tot așa în două. Și tăiem. Și o să punem tot uleiul nostru. Ștergem așa de desubt, să nu curgă apă. Și punem tot aici. Am să mă ajut cu o paletă. Și scoatem tot. Așa. Și aici vom pune uleiul din nou. Chiar dacă rămân câteva bucățele, nu se întâmplă nimic. Punem în apa fierbinte și strângem din nou ca să scoatem uleiul din hrean. Cine dorește poate lăsa și planta în interior, numai ca să fie mai zgrunjoasă așa crema. Acum depinde de fiecare și strângem așa bine totul. Până scoatem tot uleiul din hrean. Așa, este fierbinte, fierbinte, fierbinte. Așa. Dăm deoparte. Îmi clătesc mânuțele. Eu îl las tot aici în această uliță. Mie îmi place să am așa câteva bucățele de hrean. Și punem totul aici înapoi. Așa. Și acum, apa noastră este fierbinte și vom adăuga din ceara noastră. Eu am să o tai bucățele mici. Aici am circa 50 de grame de ceară și vom pune treptat. Este ceară de albine, naturală. Așa, eu am tăiat-o bucățele și să punem bucățelele mai mici să se topească și le punem așa în interior. Cred că se vede, nu? Așa. Punem aici. Și apoi să vă arăt cum încercăm noi unguentul. Vom pune și uleiul de eucalipt. Deci am să pun cam jumătate din ceară. Așa, mai rupem. Punem mai întâi bucățelele mici. Să se topească mai repede. Având în vedere că suntem live. Noastră. Am să o tai așa bucățele mai mici. Să se topească. Apa trebuie să fie fierbinte. O puteți ține și pe foc, pe baie de abur.
ca să se facă mai repede. Așa. Am pus ceara, amestecăm. Noi o să punem uleiul nostru de eucalipt, vedeți? 10 ml. Așa, desfacem cutiuța și scoatem. Deci cumpărat din farmacie. Și o să punem, îl punem pe tot. Este mentolat. Așa. Nu cumpărați din altă parte. Eu am cumpărat și nu am găsit același lucru în interior. Deci nu avea nici miros de mentol, nici nu era bun deloc. Deci din farmacie vă duceți și cumpărați acest ulei de eucalipt. Așa, dacă vreți să aveți așa un unguent puternic și bun. Încercați mereu acest unguent pe dosul brațului, aici. Deci puneți o picătură, ungeți și dacă până a doua zi nu se întâmplă nimic, îl puteți folosi. Puteți întreba și medicul. Eu toate aceste unguente le fac pentru familia mea, pentru părinții mei. Așa, ia să deschid un pic lumina, să vedem, poate se vede mai bine. Acum cred că se vede mai bine, nu? Așa. Schimbăm apa, am pus apa la încălzit, ce am să schimb apa. Aici de desubt, vedeți, am un vas cu apă. O să vedem dacă fierbe apa. Să topim mai repede, vedeți, într-un vas cu apă fierbinte, punem culița noastră sau vasul nostru cu uleiul de hrean, cu ceară și cu uleiul de eucalipt. Așa. Și acum așteptă puțin și să încercăm să facem proba picăturii, să vedem cât de groasă o să iasă unguentul nostru, dacă mai trebuie ceară sau nu. Deci dacă doriți să fie așa mai gros sau mai subțire. De preferat este să fie un pic mai plin, mai consistent, așa la textură. Așa. Ia să vedem încă puțin și ceara este gata și încercăm. Așa. Între timp am să pun tifonul, vedeți? Folosiți tifon sterilizat, îl punem înapoi în ambalajul original și îl dăm deoparte. Deci această unguentă a fost făcut cu hrean proaspăt și eu l-am dat prin mașina de carne. Dacă rezistați să-l dați prin răzătoare, puteți încerca. Prin mașina de carne imediat se dă. Așa l-am tăiat mărunt și l-am dat pus cu ulei. L-am pus pe baie, cum se vede aici, apă și într-un alt vas am pus uleiul cu hreanul. După ce a fiert apa din vas, m-am uitat la ceas și am lăsat 20-30 de minute. Acoperim și lăsăm peste noapte să se macereze. Așa, și după ce s-a macerat, a doua zi am reîncălzit din nou uleiul, deci am încălzit apa cu tot cu ulei. Am adăugat ceara noastră de albine, de aici, tăiată bucățele micuțe să se topească și uleiul nostru de eucalipt. Uleiul nostru de eucalipt, 100% natural. Ulei esențial, da? Așa, ia să-l las aici. Am pus toată sticluța, am pus 10 ml, să vedem unde scrie, da? Să vedem dacă se vede, 10 ml de ulei. Ia să vedem dacă se topește. Așa, trebuie să avem răbdare. Eu am încercat să fac în direct, să vă arăt exact cum fac eu acest unguent. Dar
Trebuie să aveți puțină răbdare să se topească ceara de albine. Și ia uitați, vai de mine ce parfum. Am găsit și pe canalul meu de YouTube prăjituri cu camelia și bucate gustoase, cu foarte, foarte multe rețete, peste 1500, de la rețete dulci la rețete sărate, rețete pentru săpunuri realizate la rece, tratamente pentru pări, uleiuri, cum preparăm uleiurile medicinale din foarte, foarte multe plante, cum preparăm baza tuturor cremelor, deci creme pentru corp și față, doar adăugând uleiurile și esențele care ne plac. Și fel de fel de unguiente pentru dureri, unguiente făcute cu salvie, unguiente făcute cu rozmarin, cu urzică și săpunuri realizate la rece, săpun de lămâie, săpun de lavandă, săpun de salvie, săpun tot așa făcut cu rozmarin, cu urzică. Foarte, foarte multe rețete și rețete de prăjituri, de torturi, de checuri, cozonaci. Am peste 16 rețete de cozonaci și fiecare cozonac are rețeta lui. Deci am cozonaci fără frământare, cu frământare, cu gălbenușuri, cu foarte multe gălbenușuri, cu ouă întregi, cu ouă întregi gălbenușuri, doar din albușuri. Deci un cozonac făcut cu cacao, deci tot este maro și cu umplutura albă de nucă de cocos. Așa, apa s-a încălzit și o aducem acum. Acum o să încercăm și consistența, să vedem dacă este bună. Am să dau puțin în spate. Acum punem și dacă mai e nevoie, mai adăugăm. Ia uitați, vedeți? Cu cât se răcește, cum se întărește unguientul nostru. Ia uitați. Lăsăm să se răcească. Și dacă vedem că consistența este bună, vedeți cum s-a întărit? Așa. Ia uitați. Vedeți? Este bună. Ia să mai punem puțin. Punem aici. Să vedeți cum arată. Așa. Și vă dați pe unde vă doare. Deci un unguient foarte puternic pentru dureri, cu rădăcină din hrean și eucalipt. Ia uitați cum s-a făcut unguientul nostru, vedeți? Deci cu cât se răcește, el se întărește. Deci adăugați treptat și controlați consistența unguientului. Dacă vă place, o lăsați așa, dacă credeți că doriți să fie un pic mai groasă. Deci cu cât se răcește, se întărește. Ia uitați. Așa, ia uitați. Vedeți? Ia uitați. Dăm așa pe degete, unde avem dureri. Eu aici am ciocuri. Ia uitați. Și dăm până intră în piele și masăm așa bine și punem în vase sterilizate din sticlă și din plastic, dacă așa, că doar folosim imediat. Nu faceți foarte mult, pentru că noi nu punem conservanți, facem doar cât folosim. Așa, și masăm, masăm, masăm așa foarte bine. Ia uitați, încet, încet intră în piele. Deci masăm bine, bine, bine. Ia uitați. Vedeți cum intră? Așa. Ia uitați. Și dăm pe unde ne doare. Eu sper să vă folosească această rețetă și modul de preparare al unguientului. Vedeți cum arată? Ia uitați. Așa. Deci unguientul nostru este gata. Acum o să-l punem în vase de sticlă sterilizate sau în borcane mai mari. Așa, și îl folosim. După ce îl terminăm, facem din nou altul.
Aceasta este rețeta mea de astăzi. Sper să o încercați și să-mi lăsați mesaje în comentarii dacă ați încercat și dacă v-a folosit. Eu vă doresc multă, multă sănătate. Vedeți? Ia uitați, unguentul nostru. Și dacă îl doriți mai tare, mai adăugați puțină ceară de albine să fie mai groasă. Acum depinde de fiecare cum îl dorește unguentul. Vă mulțumesc, vă doresc multă, multă sănătate și vă mulțumesc încă o dată că ați fost astăzi live cu mine. Mi-ați făcut companie și mi-ați stat cu mine împreună. Vă doresc multă sănătate și ne vedem. Ne vedem din nou cu alte rețete. O să facem și dulci și sărate. O să mai facem și uleiuri și creme. Din august o să începem să facem și înghețate. Multe, multe înghețate pe perioada lui august. Vă doresc multă sănătate și încă o dată mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc din suflet. La revedere și o zi frumoasă în continuare.